Bună dimineața! Bună dimineața! 6 iunie, 6 iunie, ora 7, bun găsit într-o zi de luni. Cum a fost weekendul pentru tine? Ce ai luat din weekendul acesta? Cu ce te-ai bucurat? Ce ai citit bun? Cum a fost pentru tine? Cât de puțin timp mai avem până se finalizează provocarea 30 days lactose free? 8 zile parcă, cam așa, suntem în ziua 21-22, suntem în ziua 22. Sunt curioasă, evident, să-mi lași un feedback despre cum te simți, despre ce e nou, despre ce ai transformat sau simți că s-a transformat, despre cum e dieta ta acum și ce ți-e dor să ai din nou pe masă din produsele lactate. Nădăjduiesc ca unii dintre voi să se fie obișnuit și cu aceste produse lactate din caju. Nădăjduiesc ca unii dintre voi să fi parcurs această provocare și cu dorința de a ne conecta aici dimineața. Iată, sunt la părinții mei acasă, sunt la Hunedoara, imediat o să mă pun pe drum spre Timișoara. Stau cu soarele în ochi și cu un cocoș care cântă de pe la 4. Băi, frate, dar ce-a putut cânta cocoșul ăsta de pe la 4? Au fost toate poveștile faine, nu m-a deturnat, nu m-a supărat, doar l-am apreciat că nu se lasă și este vrednic. În această săptămână și în aceste zile în care ne conectăm la ora 7 dimineața, aș vrea să punem un pic lumina, exact așa cum este soarele acum. Ai auzit cocoșul? Sper să mai cânte ca să-l auziți și voi. Așa cum sunt eu acum în această lumina soarelui și mă bucur de ea, el e. Așa îmi doresc ca fiecare dintre noi să caute să pună lumina pe lucrurile care s-au schimbat în bine în ultimul timp. Am vorbit despre tot ceea ce cumva m-a provocat pe mine în live-urile de la 7. Am vorbit despre poveștile noastre personale, am vorbit despre superputeri și căutând superputerile ca și năzuință din anul care a pornit în septembrie, din anul bisericesc calendaristic din 1 septembrie, iată-ne acum pe final de iunie, cumva, pe finalul lui iunie, nădăjduiesc să avem fiecare dintre noi scris cu mânuța noastră, din tot sufletul nostru și cu toată mintea noastră prezentă, calități, resurse, potențial pe care l-am descoperit în ultima vreme. Îmi doresc din tot sufletul ca această năzuință de găsire a superputerilor noastre, care până la urmă înseamnă o cercetare cu atenție, o cercetare din dorința de cunoaștere mai multă, pentru că cunoaște-te pe tine însuți este mai actual ca niciodată, din acestea să pornească resursele căutării noastre. Care sunt superputerile noastre și, mai exact, ce ai descoperit despre tine în ultima vreme? Ce ai descoperit despre tine atunci când te-ai provocat să ții 30 de zile într-un anumit ritm alimentar? Ce ai descoperit despre tine atunci când poate eu am povestit ceva din povestea mea personală și a avut ecou în povestea ta? Ce ai descoperit atunci când ai început să fii mai atent la felul în care relaționezi cu cei din jurul tău? Pentru că, așa cum am spus, viața noastră este toată despre relații. Iar și pentru cei mai introverți dintre noi, relația cu noi, dacă vrei, este esențială într-un demers de viață bună. Aș vrea toată săptămâna aceasta să punem lumina pe aceste puteri, pe aceste resurse, pe aceste calități ale noastre. Dragii mei, în această săptămână nădăjduiesc să ne vedem de buni. Așa cum spunea părintele Teofil Purian, pe un om, dacă vrei să-l vezi de bine, te uiți la el și-l vezi de bine, iar dacă vrei să-l vezi de rău, te poți uita la el și poți să-l vezi și de rău. Astăzi eu vreau să ne vedem, de azi toată săptămâna, să ne vedem de bine și în bine. Te provoc ca o săptămână întreagă să te uiți la tine doar cu îngăduință, doar cu bine, fără nicio descalificare, fără nicio anulare. Îmi doresc ca în această săptămână în care ne conectăm să ne valorizăm cu adevărat în ochii noștri, noi pe noi, în primul rând.
Așa că astăzi, luni, pornim cu o intenție, pentru că este ziua de luni, pornim cu o intenție clară și radiantă, dacă se poate să fie, nu doar pentru noi, ci și pentru ceilalți, pentru că este un nou început de săptămână și pornim cu această intenție, te provoc și pe tine și mă provoc și pe mine să pornim cu această intenție de a pune lumina pe lucrurile minunate din viața noastră, pe capacitățile noastre, pe potențialul nostru, pe resursele pe care le-am descoperit de curând. Cum este ca toată săptămâna aceasta, înainte de o mare, mare sărbătoare care vine duminică, înainte de marea sărbătoare de duminică, 7 zile să ne facem drum în lumină, în resurse, în puterea de la Dumnezeu întrupată în noi, în gânduri înalte, în admirație față de ce ne înconjoară și față de noi. Așa că haideți să vă îmbrățișez prima dată, Adriana Pani, Nadina, Adriana Ioana, îndrăștie să ne vedem săptămâna asta, Sofica, Fabiola, Loredana, Matei, Claudia, Mirela, Dana, Loredana, Ana, Ibi, Ana, dragele mele, Fabiola, Claudia, pe toate cele care sunteți aici, pentru că suntem doar doamne, iacătă-ne, suntem doar doamne, 35 de ochișori și de inimi care bat în pieptul nostru, intră și Adriana, intră și Gabriela, vă îmbrățișez, doamnelor, în această săptămână, premergător unei mari, mari sărbători, să punem lumina, să punem iubirea, să punem mâinile pe resursele noastre, pe valorile noastre, pe potențialul nostru, pe cei mai faini și mai buni în noi și, evident, în cei de lângă noi. Dar, în primul rând, lăsați-ne să fim un pic egoiști și să punem și să fie despre noi. În această săptămână este despre ce am descoperit fain despre noi, putere, resurse, capacități. Împărtășiți-le aici, e o săptămână în care avem voie noi pe noi să ne lăudăm. De ce nu? Hai să mergem înainte, vă îmbrățișez, luminată să fie săptămâna așa cum e soarele și apoi să vină sărbătoarea de duminică care să cumva înnobileze tot ce construim în mințile și sufletele noastre cu credință și putere. Vă îmbrățișez, o săptămână absolut fabuloasă, cu bine!